La parohia Mihai Viteazul din comuna Călugăreni, județul Giurgiu, a avut loc ieri un eveniment cultural istoric în care au fost prezentate luptele ce au avut loc în urmă cu 105 ani, cunoscute sub numele de Bătălia de pe Argeș-Neajlov, Bătălia pentru București. Evenimentul s-a desfășurat în prezența elevilor de la școala din localitate, precum și a enoriașilor din această parohie. Evenimentul de ieri a fost realizat cu sprijinul Episcopiei Giurgiului, Liceului Teoretic Mihai Viteazul Călugăreni și Primăriei Călugăreni, având parteneri Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aviației și Forumul Organizațiilor pentru România. Au participat și au susținut prezentări generalul în rezervă Iosif Rus, comandorul în rezervă Ion Breazu, muzeograful Dan Rusean și membrii Asociației de Reconstituiri Istorice Ferdinand I. Am participat astăzi la un eveniment foarte plăcut. Mă bucur că văd copii interesați, văd copii care gândesc patriotic, chiar dacă ei sunt copii. Sunt mândru că avem urmașii, ne poate urma cineva în viață. Am fost invitat la un eveniment deosebit în localitatea Călugăreni, în care a fost impresionat de prezența care a avut loc celor care ne-au urmărit, ne-au ascultat și care ne-au susținut în ceea ce am evocat. Printre altele, am subliniat și eu faptul că avem un eveniment istoric, 105 ani de la Bătălia de la Călugăreni și peste 450 de ani de la Bătălia lui Mihai Viteazul de la Călugăreni, care a pus în valoare energia, dorința poporului român de a-și menține națiunea, de a-și menține locurile, de a-și păstra istoria. Este important că în audiență au fost și copii de diferite vârste, unii dintre ei foarte activ prin întrebările care le-au pus privind evenimentele, privind anumite clarificări ce înseamnă istoria, ce înseamnă aspecte de geografie și ce înseamnă anumite evocări, pentru că sunt de aviație, s-a vorbit și ceva despre aviație. Astăzi a avut loc în Biserica Parohială un eveniment cultural, istoric și în același timp religios. Comemorăm 105 ani de la Bătălia de pe Neajlov Arge sau Bătălia Bucureștilor. Am avut bucuria de a avea în mijlocul nostru invitați deosebiți din Armata Română, profesorii de religie din comuna noastră, de asemenea elevii școlii noastre de aici din Călugăreni. Ne-am bucurat de o prezentare foarte frumoasă a unui muzeu, mini-muzeu, să-i spunem așa, așezat în curtea bisericii noastre, unde au fost prezentate diferite obiecte care aparțin acestei perioade și mai ales unor bătălii care s-au desfășurat în zona noastră istorică. Astăzi am venit cu drag la o acțiune pe care eu sper să devină din ce în ce mai mult tradițională și faptul că ea s-a ținut în sânul și cu sprijinul bisericii mi-a adus o dublă bucurie, pentru că școala românească a izvorât din sânul bisericii, biserica propriu-zis a găzduit prima școală românească, mari cărturari au ieșit din biserică către lume, către popor. Pentru noi această acțiune sprijinită de biserică este extraordinar de importantă, o lecție de istorie vie pentru copii, care sper să ducă mai departe tradiția, cultura, identitatea națională și spiritul cultului eroilor. După prezentări au avut loc discuții și activități interactive, precum și un program artistic prezentat de elevii școlii din localitate. Părinții și frații.